Spitalul Județean de Urgență Buzău încearcă de ani de zile să scape de criza de medici cu care se confruntă și scoate periodic la concurs locuri pentru specialiști. 22 de posturi sunt disponibile acum la cea mai mare unitate sanitară din județ pentru doctorii care au o vechime de minim 5 ani în specialitatea pe care o practică. 17 secții ale spitalului au nevoie de medici, numai la unitatea de primiri urgențe fiind necesare cel puțin 3 cadre medicale. Conducerea spitalului a decis să scoată la concurs 22 de posturi de medici pe următoarele secții: medicină internă, chirurgie generală, ortopedie și traumatologie, chirurgie plastică, cardiologie, neurologie, pediatrie, ORL, boli infecțioase, pneumologie, oncologie, radiologie și imagistică medicală, serviciu de prevenire a controlului infecțiilor nozocomiale, compartimentul dermatovenerologie, secția medicină de urgență la UPUS Murd. Înscrierea pentru cele 22 de posturi se face la sediul unității sanitare în următoarele 15 zile. Concursul se organizează în maxim 90 de zile de la publicarea în revista Viața Medicală. Totodată, conducerea Spitalului Județean a anunțat că în curând va scoate la concurs alte 88 de posturi și pentru celelalte categorii de personal. De asemenea, în perioada imediat următoare, Spitalul Județean va scoate la concurs 88 de posturi pentru personalul mediu, și aici vorbim de asistenți medicali, și personalul auxiliar, infirmiere, îngrijitoare spălătorese. Pentru tinerii specialiști, Consiliul Județean susține costurile aferente contractului de închiriere a unei locuințe de serviciu și a utilităților, în limita unui plafon lunar de 1000 de lei de persoană.